Haideți să vorbim și cu Gabi Safta despre ce scrie presa din Israel și ce se întâmplă la Naționala Adversara Tricolorilor mâine seară. Gabi, dacă ne auzi, ești în direct. Te salut, Cristi, vă salut cu un deosebit respect pe toți cei din studio. Apropo de răbdare, un cuvânt magic și pomenează de meciul cu Finlanda. Înaintea golului marcat de Hoban, tot stadionul striga demisia. Era neapoi atunci. Tot stadionul striga demisia și mă întrebam eu atunci, în acea clipă, ce fac oamenii dacă dăm gol? Și până la urmă am dat gol. Trebuie să fie învățare de minte și să fim alături, cum spunea și voi, de echipa națională, pentru că la urma urmei este echipa tuturor românilor până când se termină meciul. Revista presă israeliană este interesantă pentru că se scriu lucruri chiar urâte în ziare importante. Ziarul Mariv scrie de prezența probabil istorică a unui număr atât de mare de israelieni la un meci în deplasare. Se așteaptă 2000 de israelieni în tribune sâmbătă seară. Se precizează că sâmbătă stadionul va fi plin, că s-au vândut 40.000, de fapt acum și mai multe. Eu citesc ceea ce scria presa azi noapte pe la 2. E un meci crucial pentru Europa, consideră ziarul Mariv. Într-un alt articol se scrie că o mare surpriză în atac va fi Turgeman, care este rezervă la Maccabi Tel Aviv, dar că acesta va fi titular pentru că sâmbătă selecționerul trimite pe teren jucători dispuși să dea totul, iar Turgeman se încadrează în această zonă. Se mai scrie că pe toate străzile din București se aude limba ebraică, că de pe vremea lui Benayoun nu a fost atât de mare interes pentru naționala Israelului. Este articolul în care spuneam că se scrie urât. Prezența atâtor israelieni pe străzi a făcut pe români să realizeze ca un meci acasă. Românii au mai multă preocupare să găsească mijloace să trăiască. România e o țară săracă, unde taximetriștii lucrează non-stop. Ei sunt vocea poporului, iar taximetriștii spun că le e frică de Israel și că dacă nu vor câștiga, presa îi desfințează pe jucători și pe selecționeri. Jurnalistul care a trimis corespondența spunea de parcă la ei nu e la fel. Ziarul One prezintă imagini de la sosirea Israelului și titrează "Noi sau România la Euro". Aceasta e miza de sâmbătă. A apărut acum și o corespondență din această dimineață în care se spune, au făcut și ei o referire la presa din România și că noi, e și un interviu la Ioan Andone, noi suntem favoriți, adică România, dar ei consideră că au o echipă în ciuda absențelor în așa fel încât să ducă Israelul la europene încă de astă seară. Aceasta este revista presei din Israel. Dar unde sunt atâția israelieni în București? Că eu nu i-am văzut, serios. Ei așa spun, că peste tot auzi limba ebraică pe străzi, pe toate străzile. Probabil ar fi fost în centru vechi, mai nu știu, probabil ar fi fost deja israelieni pe acolo. Și au mai spus și un lucru interesant, că ei au venit de data aceasta și pentru meci, nu pentru cazinouri. Asta scriu cei de la Mariv. Eu fi văzut ei, poate lor le este mai ușor să-i audă, să-i simtă, posibil, să-i vadă. E posibil ca reportajul să fi fost scris exact direct din Israel. De pe străzile lor. De pe străzile lor. La nu, în general, nu, în general, la București sunt foarte mulți turiști israelieni. Asta da, e corect. Dar sunt foarte mulți oameni de generația a treia care au puternice rădăcini românești și la vârsta pensiei simt nevoia să vină în România foarte des, de două, trei ori pe an. Au și ei, inclusiv în echipa națională a lor, au jucători care au bunici români, adică români, evrei din România, care au plecat după anii 60-70 și s-au stabilit în Israel. Deci eu aud limba ebraică foarte des în București. Probabil nu frecventăm aceleași locuri. Ei sunt... Eu nu aud chiar așa des, dar... În centru să știi că se... Da. Sunt foarte mulți și au dreptate și cu cazinourile, pentru că în Israel cazinourile sunt interzise, jocurile astea de noroc. De multe ori vin în România. Sunt una dintre cele mai profitabile afaceri, turismul de weekend pentru cazinouri. Da. Selecționerul Alon Hazan înțeleg că nu e chiar atât de radical vis-a-vis de acest meci decisiv. Spunea, din ce am citit eu, că indiferent de rezultat, mai sunt meciuri grele și pentru noi și pentru ei. Lucru adevărat, până la urmă, e doar un punct între ele în acest moment. Dacă va fi egal, va rămâne acel punct. Probabil, în mod normal, așa ar trebui să fie. Meciul decisiv va fi cel din Israel, din penultima etapă.
Deși, cu puțin, noroc, am putea fi chiar matematic calificați la acea oră. Așa gândesc în general selecționerii, nu numai cel al Israelului, dar cel mai important e următorul meci și mai avem timp până la final să rezolvăm în caz de ceva, așa gândesc selecționerii și e normal să gândească cel așa. Să vedem dacă Tourgeman va fi folosit, pentru că, spuneam, Robbie Keane nu-l folosește la Maccabi Tel Aviv. Asta ar fi singura paranteza lor în primul 11 pentru sâmbătă.